Un nou val de căldură a cuprins România. Urmează câteva zile de foc și județul Giurgiu se află în aceste zile sub cod galben de caniculă. Temperaturile vor depăși 37 de grade Celsius, iar indicele de disconfort termic va atinge pragul critic de 80 de unități. Aceasta va face ca aerul să fie de nerespirat. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări tip cod portocaliu și galben de caniculă pentru întreaga țară până la mijlocul săptămânii. Codul galben de caniculă a fost anunțat deja pentru 23 de județe și municipiul București. În aceste zone, temperaturile au ajuns luni până la 36-37 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, marți și miercuri, codul galben de caniculă urmează să fie valabil pentru întreaga țară. De asemenea, județele Satu Mare, Bihor și Arad rămân sub cod portocaliu de caniculă și în următoarele 3 zile. Meteorologii precizează că în cursul zilei de luni, 10 august, valul de căldură a persistat în vestul și în nord-vestul țării, dar s-a extins și în regiunile estice și local în cele sudice. În Maramureș, Crișana, Banat, Moldova, cea mai mare parte a Munteniei, sudul Olteniei și vestul Transilvaniei s-au înregistrat frecvent temperaturi maxime de 35-36 de grade și izolat 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Județele care au intrat de luni sub cod galben de caniculă și disconfort termic sunt Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Timișoara, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomița, Buzău, Brăila, Vrancea, Galați, Bacău, Vaslui, Iași, Botoșani și municipiul București. De asemenea, marți și miercuri, valul de căldură se va intensifica și va cuprinde toate regiunile. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 35-37 de grade și izolat 38 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși local pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și podiș. Meteorologii anunță zile fierbinți până la jumătatea acestei luni. Urmează o perioadă cu temperaturi normale perioadei, după care vor fi alte zile de foc. De altfel, se pare că și luna septembrie va fi una călduroasă.